La centrul de transfuzie sangvine din Galați ajung tot mai puțini oameni, iar în spitale este mare nevoie de sânge. Conducerea instituției face un apel către gălățeni să vină să doneze sânge pentru a ajuta o persoană aflată la ananghie. Un simplu gest poate salva o viață. Pe fondul unei scăderi a numărului de donatori, cerințele au cam rămas la fel, dacă nu cumva au și crescut. Am avut 1300-1500, acum ne-au Într-o lună am avut chiar 1070, de exemplu, ceea ce este foarte puțin pentru noi, în condițiile în care noi dăm sânge și la București, pacienții noștri pleacă cu sânge de aici și ajutăm și județele limitrofe. Gălățenii care își doresc să doneze sânge trebuie să se încadreze în câteva criterii. Condițiile pentru donatori trebuie să aibă vârsta între 18 și 65 de ani, la prima donare până în 60 de ani, să nu sufere de boli cronice, cum ar fi diabet zaharat insulinodependent, boli pulmonare, cancere, să nu fi operat în ultimele 6 luni sau să fi suferit intervenții chirurgicale, inclusiv stomatologice, doamnele să nu fie în perioada menstruală, să nu fi suferit avorturi în ultimele 6 luni, să nu alăpteze. Pentru a dona sânge, angajații centrului de transfuzii vă vor face mai multe analize gratuite. La sfârșit, veți obține o reducere pentru transportul în comun, valabilă pentru 30 de zile, o adeverință pentru o zi liberă la locul de muncă, dar și bonuri de masă. E a treia oară când donez. Aș fi vrut mai de mult, dar mi-a fost o teamă așa pentru. Dar cum de v-a venit? Ați avut nevoie să dați la cineva Ah, și. nu. Mergând la biserică, preotul a zis să donăm și cu gândul A ăsta făcut preotul un apel. dau una pe el în biserică și am venit odată cu el. Deci eu astăzi donez pentru Florea Gheorghe, județul de la Spitalul Județean. E un pacient Un pacient care are nevoie, operat deja a cincea oară și are nevoie de sânge. Indiferent cum ar fi fost, tot aș fi venit să donez, pentru că mi se pare normal, cu bonuri sau fără bonuri, cu un sacrificiu, un om trebuie să trăiască. În dimineața donării aveți voie să beți o ceașcă de ceai sau de cafea și puteți mânca un mic dejun din fructe și legume.